Laura Nazare, bine venit la podcastul Habits by Republica. Mulțumesc, um, um, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi. Um, vorbim astăzi despre tranziție energetică, pentru că tu te ocupi cu lucrul ăsta, ești uh, coordonatorul campaniei de tranziție energetică de la Pengu România. Pentru publicul neavizat, inclusiv eu, ce înseamnă tranziție energetică mai exact și de ce e ne nevoie de ea? În uh, cuvinte puține, tranziția energetică înseamnă uh, transformarea sectorului energetic dintr-unul poluan uh, pe care se bazează în, uh, în principal pe combustibil fosil, într-un uh, sistem energetic care folosește sursele uh, regenerabile de energie și pune eficiența energetică în prim plan, atât în sectorul uh, de producere a energiei electrice, cât și uh, la nivelul consumatorilor. Mai exact, avem niște mine de carbone pe care încă le folosim, dar nu am mai trebuit să o facem. Da. Uh, și ce alte sectoare poluante mai avem și unde ar trebui să ajungem? Uh, sectorul energetic este unul dintre cele mai poluante sectoare economice din România. Undeva prin 2020, registra cam 69% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul la nivelul României, deci este clar un uh, sistem energetic învechit, poluant, care trebuie să treacă prin acest proces de transformare. Asta înseamnă că surse uh, sursele fosile de, de, energie, cum e carbonele, cum e și gazul, de altfel uh, vor trebui înlocuite până în 2050 pentru a atinge neutralitatea climatică, adică trebuie să ajungem la un nivel zero de emisii de carbon până în 2050. Uh, Sectorul energetic este urmat de sectorul industrial, mă refer aici la uh, industria de ciment, de industria siderurgică, uh, uh, dar și sectorul rezidențial prin clădiri este iarăși un uh, sector economic care uh, pune probleme din perspectiva asta emisiilor de gaze cu efect de seră. Există niște date despre clădirile poluante, au apărut însă în ultima vreme niște nu știu, construcții, sunt mai multe complexuri rezidențiale de, de uh -huh. care uh, se marketează așa ca fiind clădiri cu consum energetic. Zer zero. Da, zero. da asta, asta va fi viitorul în ceea ce privește sectorul clădirilor. Ele trebuie să respecte anumite anumiți indicatori din perspectiva asta Ceea ce presupune în termeni simpli este să-și îmbunătățească eficiența energetică în sensul de câtă energie consumi la nivel de clădire, poți să folosești și surse regenerabile de energie ca să-ți acopere acest consum, mă refer aici strict la panuri fotovoltaice, pe acoperiș și așa mai departe, cât de bine e făcută izolația clădirii astfel încât economiile de, de, de energie să fie mai mari, practic cu cât izolația este mai bună căldura din interior nu poate ieși afară și astfel nu o să ai nevoie să consumi mai mult ca să te încălzești mai bine și pe același lucru e valabil și pentru răcire. Cu cât izolația este mai bună, cu atât uh, putem răci interiorul uh, locuințelor uh, cu mai puțină energie. Deci nu vorbim doar despre clădiri în construcție sau nou construite, ci și de clădiri vechi care pot fi reabilitate. Indicatorii aceștia pentru clădiri net zero sunt valabil doar pentru clădirile care urmează să se construiască. În ceea ce privește clădirile care sunt deja construite, mă refer aici la blocurile de apartamente, casele unifamiliale și așa mai departe, acestea pot trece prin lucrări de, de renovare profundă. Asta înseamnă o creștere a eficienței energetice de peste 60% comparativ cu nivelul la care este în prezent clădirea respectivă. Dar, în general, asta presupune eficiența energetică în, în, în clădiri, creștere, îmbunătățirea izolației exterioare a clădirii, schimbarea um, ferestrelor pe electrocasticelor pe care le folosim pentru încălzire, pentru răcire uh, și așa mai departe, de la becuri. Lucruri foarte comune, de altfel, în general. Deci avem uh, o responsabilitate din partea autorităților și o responsabilitate personală. Categoric, da. E Cred că ambele merg mână-n mână. E și de responsabilitatea autorităților să uh, elaboreze, să pună la dispoziția cetățenilor, uh, eventual, uh, programe de finanțare care să-i ajute să-și uh, financeze astfel de lucrări la nivelul gospodăriilor, dar și cetățenii, populația trebuie să înțeleagă că e și de responsabilitatea lor să adopte niște comportamente de consum mai responsabile. Asta înseamnă, după cum am zis, putem să pornim de la lucrurile cele mai simple, să schimbăm un becuri obișnuite cu cele pe led din casă, care au un consum mai redus, să să ne înlocuim electrorocaz din cele vechi cu unele mai eficiente energetic, să nu știu, cumpărăm termostat să vedem exact, să reglăm cu ușurință nivelul de temperatură din casă. Sunt o felul de, de uh, elemente tehnice care iau avânt în ultima perioadă, sunt o felul de electrocasnice pe care poți să le programezi de la distanță. Dar bine, vorbim aici de niște uh, de o categorie de, de intervenții la nivelul gospodărilor pentru o parte din populație care își, pot, își poate permite astfel de, de, de lucrări și de, de investiții. Momentan sunt, unele sunt costisitoare, dar de-a lungul timpului aceste investiții se amortizează și, practic, um, ajungi și la un confort, uh, ca, un confort și o calitate a vieții foarte crescute, în, în general, după uh, implementarea astfel de, de investiții. Mă uitam pe cifre și îmi dădeam seama că unii sunt responsabili și alții sunt constrânși, pentru că uh, există niște date din 2021 care arată că, după ce își achită facturile pentru energie electrică și termică, 13% din familiile din România trec sub pragul de sărăcie. 42 de milioane de persoane din Uniunea Europeană nu își pot permite să-și încălzească locuințele în mod adecvat. Sunt date de la Comitetul Economic și Social European. Uh, și ajungem la un subiect care este prea puțin dezbătut, cred, sau mă rog. Numit și anume sărăcie energetică. Da. Ce este sărăcie energetică? Sărăcie energetică este un fenomen tot mai extins în rândul uh, populației, atât la nivel național cât și la nivel european, așa cum spun și cifrele pe care le-ai menționat, adineauri. Sărăcie energetică înseamnă o vulnerabilitate, înseamnă că gospodăriile nu își pot permite un confort energetic uh, minimal, în sensul în care uh, fie o parte din venituri, o parte... O parte foarte mare din venituri se duc pe plata facturilor la electricitate și la încălzire, fie locuințele în care, în care se află sunt ineficiente din punct de vedere energetic. Aici nu mă refer doar la faptul că izolația casei nu este corespunzătoare, mă refer și la gospodăriile care, de exemplu, nu sunt conectate la rețelele de energie, care practic nu, efectiv, nu, nu își pot procura uh, energia electrică uh, din, din rețea. Sunt mai mulți indicatori care determină bă, sărăgia energetică la nivelul populației. În România e bă, o situație din ce în ce mai accentuată. Am putut observa și bă, din 2022 de altfel, de când autoritățile au aplicat aceste măsuri de plafonare a prețului de la energie electrică pentru consumatorii casnici și pentru compensarea acestora de la bugetul de stat. Uh, practic ce au încercat este să uh, oferă o sprijin consumatorilor populației la plata facturilor la electricitate, uh, ceea ce pe termen scurt da, a fost o, o acțiune și o, o măsură uh, care, a, care a ajutat a ajutat cetăț a ajutat cetățenii această măsură, dar pe termen lung este nevoie de de, de o mai multă implicare și de regândire acestor măsuri de sprijin în sensul în care ele, această compensare sau ajutor la plata facturilor trebuie să fie însoțite și de investiții în ceea ce privește, nu știu, producerea energiei din surse regenerabile, cum de altfel am văzut că este un avânt în general Uh, în sectorul prosumatorilor, de exemplu, care își instalează uh, panouri fotovoltaice pe acoperișul casei și își produc energia pe care de și cu altfel și consumă. Cumva mă gândeam că e o discriminare, că poți să fii prosumator doar dacă ai casă, dacă stai la un bloc de opt etaje, poți să Poți să instalezi panouri protocolul pe acoperiș sau există. În momentul de când sunt niște limitări administrative, pentru că, da, e un pic mai complicat în ceea ce privește blocurile de, de apartamente, dar chiar și așa se pot instala astfel de, de tehnologii, chiar și pe blocuri. Iar energia produsă uh, va azăta la între, întregii clădiri, practic. Electricitatea folosită la lift, la iluminatul clădirii efectiv uh, și așa mai departe. Lucru care, costuri care se vor reflecta până la urmă în uh, facturile de întreținere, vor fi probabil uh, mai sigur, mai mici. Guvernul pare un pic surprins de avântul ăsta pe care l-au luat consumatorii și uh, mă întrebam dacă. Există o strategie pentru prosumător dacă s-au consultat cu ONG-urile când... Da, dezvoltarea sectorului a fost destul de, de amplă și s-a întâmplat foarte repede. Mă uitam pe niște cifre din iar în iulie anul acesta erau registrați cam peste 70.000 de prosumatori, însumând o capacitate de peste 900 de megawatts. Pentru comparație, o unitate la Cernavod, de la termocentrala nucleară are 700 de MW. deci practic în momentul de față sectorul prosumatorilor a depășit capacitatea instalată a unei unități nucleare ceea ce pe de-o parte este bine pentru că lumea înțelege că poate deveni independent energetic și de, astfel este și de astfel este și un deziderat pe care noi dorim în toată acest proces de decarbonizare, practic să descentralizăm producția de electricitate la nivelul consumatorilor, să punem cetățeanul de altfel în, acest, în prim planul acestui proces de, de tranziție. Pe de altă parte, dezvoltarea acestui sector poate crea și anumite riscuri, poate dezechilibra sistemul energetic național, pentru că, da, eu îmi pot pune un panou fotovoltaic pe casă, îmi produc energia pe care o consum, dar uh, dacă produc mai mult, am dreptul să injectez această, acest surplus de energie în sistemul energetic național. Uh, lucru care poate crea niște dezechilibre, în sensul în care automat sistemul trebuie să se regleze ca să poată, primea, să poată primi acest surplus de energie, uh, iar. Uh, Bine, acest risc, evident, poate fi atenuat prin încurajarea prosumatorilor să-și instaleze și capacități de stocare, mă refer aici la baterii, astfel încât atunci când există acest surplus să-l să poată stoca la locul de, co de, de consum și de producție și să mai atenueze un pic vulnerabilitățile astea la nivelul sistemului energetic. Dar poate fi stocat... La adică cum se întâmplă? Tot. Ce se întâmplă cu energia care române? Au fost situații, de exemplu, și în Polonia. Mă, mă, vorbeam recent cu un coleg care ne-a povestit că, tot așa, sectorul prosumatorilor a cunoscut un avânt și la ei în țară și a ajuns în, în punctul în care autoritățile au decis să nu mai primească energia produsă de prosumatori în sistem până când nu vor face niște investiții majore în stocare, în, în, extinderea rețelelor de distribuție și de transport, pentru că și asta este o, este o problemă. Cu um, cât cresc numărul prosumatorilor, cu atât investițiile în rețeaua de distribuție trebuie să uh, crească, să devină mai moderne, să fie digitalizate și emităm pe extinse ca număr de kilometri, pentru că uh, da, e, e necesar în general pentru tot procesul de tranziție. Nu putem vorbi de surse regenerabile de energie fără să ne gândim și la extinderea rețelelor de transport și de distribuție energiei electrice. Una fără alta nu e, nu e posibil, din păcate. Și din ce știm în România nu s a mai modernizat? Lucrurile încă destul de... Lucrări se fac, dar nu cu aceeași viteză cu cât capacitățile pe, de energie regenerabile se dezvoltă, de exemplu. Avem zona Dobrogei, care este o zonă istorică pentru dezvoltarea capacităților de producere de energie din surse regenerabile, în special eolian, în zona respectivă, unde efectiv nu se mai pot construi nici măcar o turbină eoliană, pentru că rețeaua nu este capabilă să preia energia pe care o, o producem în zonă. Practic, este nevoie de o de, supra a rețelei de transport și de distribuție, care să poată fi preluată această, această energie. Uh, nu cum am spus, proiecte sunt în curs, o transelectrica, care este operatorul rețelei de transport și operatorii de distribuție uh, încearcă să accelereze astfel de proiecte de modernizare și de extindere, însă lucrurile se întâmplă la un ritm destul de, de, de scăzut și sperăm ca acest decalaj să, să fie recuperat. Mă întreb... Cât de mult ajută această infuzie de uh, energie în contextul în care avem o război în țara vecină, avem o criză energetică cu care ne confruntăm? Există o strategie a României în sensul ăsta? Ha, o strategie energetică națională, din păcate, nu există. Iată, autoritățile au tot încercat să elaboreze una de prin 2016 din păcate, nu au reușit nici până în momentul de față să ajungă la o strategie coerentă. În schimb, un alt document care guvernează dezvoltarea sectorului energetic și uh, explică și planifică exact cum acest proces de tranziție trebuie să se întâmple este Planul Național Integrat Energiei și Schimbări Climatice. Uh, este un document strategic care, de altfel, în această perioadă va trebui să treacă printr-un proces de revizuire. Asta înseamnă că. Tot ceea ce ne propunem în termen de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, de creșterea ponderii energiei regenerabile în consum, de creșterea eficienței energetice, toate aceste obiective ele trebuie revizuite și adaptate de altfel uh, evoluției în din, din acest moment, uh, ele, aceste obiective pot fi uh, revizuite doar într-un sens ascendent, asta înseamnă că ambițiile noastre în ceea ce privește decarbonizarea trebuie să crească și nu putem să le uh, revizuim, să le scădem, practic. Uh, iar uh, tot acest proces de revizuire și acest document în sine uh, reprezintă un, un moment uh, prielnic pentru autorități să-și planifice uh, cu o mai mare exactitate, cu o mai mare coerență, exact cu uh, toate investițiile din sectorul energetic și toate măsurile de sprijin, atât pentru industrie cât și pentru populație, trebuie să se, să se întâmple. Dar sunt măsuri care sunt luate în colaborare cu ONG-urile sau care e inputul ONG-urilor de mediu a aceste decizii? Noi tot încercăm să le transmitem ministerilor de linie care, linie care, sunt implicate în acest proces recomandările pe care le producem, tot felul de rapoarte, de analize. Încercăm să, le, să venim în ajutorul lor cu acest sprijin informativ. Uh, recunosc că e necesar o mai mare transparență și o mai mare aplicare către consultarea publicului, nu mă refer aici numai la ONG-uri, cât mă refer și la industrie în, în sine, pentru că am și văzut de altfel, și cum aceste măsuri de compensare până la definitivarea cadrului legislativ, s-au întâmplat o grămadă de amendamente, foarte multe modificări. Uh, dialogul cu industria și cu societatea civilă a fost un deficitar din perspectiva noastră uh, și, da, tot timpul milităm pentru o, o, o mai mare transparență și uh, o mai mare implicare a publicului în luarea deciziilor din, din punctul ăsta de vedere. Uh, lucrurile s-au mai îmbunătățit pe parcurs, dar în continuare e nevoie de, de consultare. Um, neutralitate până în 2050? Avem și niște ținte până în 2030 pentru România, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproape 44% față de 2005, reducerea consumului final de energie cu 40%, sunt obiective tangibile. Bine, nu știu cât, cât era în 2005, recunosc. A, pentru potențialul României, da. Da, să zic că și aceste obiective vor fi revizuite și vor crește și uh, presiunea pe factorii de decizie va fi și mai mare pentru că toate, toate acțiunile planificate, toate investițiile trebuie să se întâmple mai repede uh, și mai... Uh, și într-un mod integrat, adică asta, asta cred că a fost uh, marele neajuns în ceea ce privește dezvoltarea sectorului energetic în general în ultimii ani. Faptul că investițiile și toate Măsurile de sprijin și cadrul legislativ, în general, pentru sectorul energetic a fost unul instabil, lipsit de coerență, nu s-a nu pla planificat într-un mod integrat uh, și asta s-a văzut, de altfel. Din păcate, nu am mai avut investiții în sectorul energetic de cel puțin 30 de ani. Mă refer aici la capacități mari de a produce energie electrice. Într-adevăr, sectorul regenerabil s-a dezvoltat pentru că a fost o schemă de sprijin în vigoare pentru mult timp, ceea ce a și impulsionat investitorii să, să dezvolte astfel de, de, de parcuri de producție la noi în țară, dar în rest, în ceea, ce privește, în ceea ce privește companiile de stat din domeniul energetic, rentoarea cu care aceste companii au investit în producție și, în general, în modernizarea capacităților lor s-a văzut. De asta și trebuie să, re, să renunțăm la cărbune pentru că termocentralele pe cărbune în momentul de față au o medie de vârstă de 50-60 de ani. Vorbim de niște unități foarte învechite, poluante, ineficiente, în care nu s-au mai investit ani de zile. Și au ajuns într-un moment în care trebuie să efectiv să facă această tranziție și să, să privească către decarbonizare. Odată din perspectiva poluării, dar și faptul că nu mai este economic fezabil să continue pe, pe același drum. Pot fi reinventate sau trebuie închise? Simt. În momentul de față, planul de decarbonizare pentru complexul energetic Oltenia, cel care folosește lignit pentru producerea energiei și pentru complexul energetic Funedoara, care e pe bază de fuilă, planul de decarbonizare preved că, prevede că aceste unități de producere vor fi închise până în 2032. Aceea e data finală în care și exploatările miniere și uh, termocentralele trebuie trebuie închise. Uh, termocentralele vor fi uh, se vor, vor trece de la cărbune la gaz. Practic asta a fost uh, soluția gândită de, de autorități și și au considerat de altfel gazul fosil ca un combustibil de tranziție. Uh, Situația în care ne aflăm cu sistemul energetic, într-adevăr, nu a fi avut ce să punem altceva în, în loc, având în vedere, exact cum spuneam adinaori, lentoarea cu care s-au făcut investițiile, ne dezvoltarea totală și ineficiența totală a, a producției de energie electrică din, a, din țară. Din păcate, o să ne trezim că va trebui să mai facem o tranziție de la gaz la regenerabile la un moment dat, ceea ce probabil va presupune și alte costuri suplimentare, resimțite de, toată, de, to de, to de toți. Există niște exemple de bună practică din alte țări, nu știu, poate Polonia, care destul de. Polo Germania. Polonia este, bă, bă, are o pondere a carbonului în producție de pe electricitate de 80%, este o țară intens carboniferă din perspectiva asta, iar Polonia bă, e conștientă că trebuie să, să facă tranziția asta și cu cât o fac mai repede, cu atât mai bine. Uh, și Polonia, de exemplu, pe lângă faptul că vor uh, trece și prin această eliminare treptată a cărbunului din uh, producția de electricitate, uh, se uită și la dezvoltarea de noi sectoare, cum ar fi uh, sectorul eolian offshore, de producția energiei din surse din vânt, uh, cu turbine amplasate uh, pe mare, pentru că și au uh, deschidere la uh, la mare, cum și noi avem, și de altfel și potențialul României în acest domeniu a fost estimat undeva la 50-70 de producție de electricitate, dacă am dezvoltat acest sector. E un subiect care se află de altfel pe masa autorităților de ceva timp. Se tot încearcă definitivarea cadrului legislativ pentru această activitate economică. Uh, dar uh, mi-e teamă că mai avem mult de muncă până să vedem primele turbine în uh, Marea Neagră. Trebuie să ținem cont foarte mult și de uh, tot ce ține de biodiversitate și de impactul asupra uh, mediului marin și așa mai departe. Uh, și, în general, când vorbim de, 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 ex, de modernizarea și de, de, de această tranziție energetică e indicat și de altfel important să punem biodiversitatea și protecția mediului în centrul acestor procese. Mă întrebam cum estimați că va vor impacta alegerile pentru că sunt mai multe rânduri de alegeri anul viitor, tranziție energetică. Uh, da, e o să fie un pic uh, tricky, dacă pot să spun așa. Uh, eu sper că ca... Cei care vor veni la conducere sau cei care vor rămâne să înțeleagă că acest proces este un proces asumat și că nu ne mai permitem să ne întoarcem, să facem pași înapoi. Este un proces care trebuie continuat. Nu, nu avem de ales, practic. Adică dacă vrem să lăsăm în generațiilor următoare un mediu curat, un bă, sistem economic decarbonizat, E important să continuăm acest proces, să planificăm mai bine, mai coerent, să avem cadre legislative mult mai uh, uh, prevenzibile, stabile și să accelerăm investiții pentru că și surse de finanțare există foarte multe și e important să fim înțelepți și să ne folosim de ele și să nu mai uh, cădem așa într-o pasivitate politică, cel puțin. Uh, mai ales când vine vorba de luat decizii atât de sensibile până la urmă, pentru că vorbim de o decarbonizare care va impacta în principal aceste regiuni monoindustriale, cum este Gojul, cum este Hunedoara uh, sau alte județe care au o singură industrie la nivel de zile și se bazează foarte mult pe această industrie poluantă. Uh, și care ele vor suferi în, în principal uh, ar trebui să facă această tranziție și este foarte important cum o planificăm și să le și vedem întâmplându-se că avem stilul acesta de a face foarte multe documente, de a planifica, de a scrie strategii care, în marea majoritate rămân într-un sartar mai ales când e vorba de și de alegeri. <laughs> um. Se schimbă conducerea, vine altcineva cu alte planuri, alte idei, dar eu asta sper ca decidenții politici, indiferent cine vor fi, să înțeleagă că e un proces la care uh, ne-am încămat și pe care ar fi indicat să-l continuăm și să-l ducem până la cap. Mulțumesc frumos, Laura Nazare, pentru că ai venit la podcastul Habits by Republica. Laura Nazare este coordonatorul campaniei de tranziție energetică la Bellwatch. Mulțumesc mult.